ce spunea ea despre relația cu Victor? Adică ea era o femeie care mai avea, era înainte de nuntă, cu câteva luni înainte de nuntă, două, trei, și în timpul ăsta se întâlnea cu tine. Cred că au fost mai multe etape ale acestei relații, ca să spun, sau aceste decizii ale ei. Prima oară cred că a vrut să facă nuntă și să se mărite din ambiție. În ambiție față de mine, să-mi demonstreze mie că e mireasă și că o ia cineva și face nuntă. Apoi zic că, fiind conștientă că face acest pas, s-a gândit că o să vină și dragostea în, o să ajungă să-l iubească pe Victor. Să vină și dragostea, o să fie mai multă încredere în cuplu, o să fie mai multă armonie în relație. Din păcate nu a fost așa. Și al treilea motiv, zic eu, foarte important, pe care multe televiziuni am văzut că l-au omis foarte, foarte ușor, a fost acel contract cu respectiva televiziune. Și vă dați seama, când semnezi un contract, ai și avantaje, ai și dezavantaje. Adică nu mai poți să mai dai înapoi. Nu mai poți să mai dai înapoi, exact. Deși poate că îți dorești să dai înapoi. Cred că a fost un motiv decisiv al acestei căsnicii, relații sau... Pentru că vă dați seama, respectiva televiziune e interesat doar să știau dacă trebuie să fie o nuntă. Nu mai conta cum se simțeau ei sau ce relație au ei, dacă sunt fericiți, dacă nu, dacă... Bianca era fericită atunci, înainte de nuntă? Bianca m-a sunat cu câteva ori să-mi spună că renunță, că vrea să fugă, că vrea să renunțe la tot ce se întâmplă. Dar am spus, probabil nu putea din cauza acestui contract. Dar din ce îmi spui tu, eu îmi dau seama că, de fapt, ea a fost foarte chinuită în vara aia dinainte de nuntă. Cumva între contractul ăsta și pasiunea pentru tine, iubirea pentru tine. De asta ți-am spus că mai devreme vă dau niște detalii care zic eu că vor ajuta într-o oarecare măsură. Că n-a avut puterea să recunoască sau să fie mai sinceră, păcat. Și ea și-ar fi dorit să se mărite cu tine? Da. Tu ți-ai fi dorit să te însori cu ea? N-a reușit să ne căsătorim în tot acești 4 ani de când a fost împreună din cauza mea, ca să spun așa. Eu am fost băiatul rău, eu am fost cel defect stricat, sau cum vrei să-mi spui. Eu greșeam foarte mult față de ea, greșeam foarte mult față de mine, în primul rând, față de familie. Eu am fost problema. De asta nu am ajuns 3 ani sau 4 ani când am fost la... Îți pare rău acum? Bineînțeles că îmi pare rău. Dar mă bucur că mai important este că am realizat acest lucru și am văzut unde am greșit, cum eram, și asta e mai important. Da, te simți cumva responsabil pentru eșecul ăsta uriaș din viața Biancăi? Acum, din ultimul an, te referi? Da, faptul că s-a băgat în povestea asta cu nunta, deși ea nu simțea. Cumva, prima dată, cum ai spus și tu, ca să-ți dovedească ție. Am observat că toată lumea mă scoate pe mine. Nu, te întreb doar cum te simți tu față de povestea asta. Având în vedere că știam relația pe care au ei, nu. Eu nu mă simt vinovat, că oricum tot aici se ajungea. Chiar dacă pleca cu mine la Paris, chiar dacă nu pleca cu mine la Paris, tot aici se ajungea.